Cei din domeniul economiei, atunci când vorbim despre revistele electronice și cele care sunt incluse, înregistrate în directorul revistelor cu acces deschis, totuși mai mult sunt implicate colegii lui de redacție, dar nu fără contribuția sau consultanța celor din biblioteci. Din acest considerent, am reușit atunci când am pregătit această prezentare ca să vă atragem atenția asupra celor momente principale, care, esențiale, care au intervenit în completarea formularului de aplicare pentru a fi introdus în acest directoriu și cerințele care sunt înaintate pentru reviste de a fi incluse în această bază de date. În această prezentare voi atrage atenția la câteva momente. În primul rând, o prezentare foarte succintă privind directorul revistelor cu acces deschis, care este situația cu revistele în Republica Moldova, și apoi vom trece de mijlocit la înregistrarea revistelor în DOAJ. Presupun că unele informații pentru o parte dintre dumneavoastră este cunoscută, dar cu siguranță sunt și cei care dețin mai informații mai puțină despre această resursă, care este situația cu revistele din Republica Moldova și, desigur, că care este diferența dintre politicile de acces deschis care sunt aprobate la nivel de instituție și politicile de acces deschis care trebuie să fie aprobate de către colegiile de redacție pentru reviste. Deci, directorul revistelor cu acces deschis, pentru prima dată s-a pus problema înființării unui registru sau unei baze de date care ar include informații despre reviste cu acces deschis. A fost pusă la conferința țărilor nordice, consacrată problemelor comunicării științifice, care a avut loc în două orașe, Lund și Copenhaga, în octombrie 2002. Și, practic, imediat după aceasta, Universitatea din Lund a proces la elaborarea acestei baze de date și, de fapt, această universitate este deținătoarea bazei de date privind revistele cu acces deschis, care a fost lansată în anul 2003, doar cu 300 de reviste. Care a fost scopul inițial al acestei inițiative? În primul rând, de a avea o listă comprehensivă privind revistele cu acces deschis, dar în realitate această inițiativă foarte modestă la început s-a transformat de fapt într-o mișcare care constă în crearea unei baze de date cu reviste cu acces deschis, dar calitatea cărora să fie tot atât de înaltă cum este și calitatea revistelor care nu sunt considerate reviste cu acces deschis, dar cu o cerințe înalte de calitate privind recenzarea articolelor din aceste reviste. Totodată, această bază de date, desigur că este axată pe un alt model de difuzare a revistelor și este vorba de model care nu ține de abonarea la revistele științifice. Trebuie să spunem că, în prezent, revistele cu acces deschis constituie aproximativ 10% din totalul revistelor științifice înregistrate la nivel mondial. Și această bază de date este apreciată inclusiv și din considerentul că acoperă absolut toate domeniile științei, deci științe reale fundamentale, științe sociale, științe umane, aplicative și așa mai departe. Deci, de fapt, din toate domeniile noi putem găsi informația, reviste și respectiv articole din aceste reviste în baza de date DOAJ. Care este misiunea care și-au pus-o autorii pentru această bază de date? Deci, în primul rând, să schimbe sistemul existent la momentul respectiv, la sfârșitul secolului 20, începutul secolului 21, sistemul nesustenabil de comunicare științifică, care avea foarte multe probleme,
Este vorba, în primul rând, de diseminarea informației, de abonare la revistele științifice, creșterea prețurilor la aceste reviste, o scădere constantă a bugetelor bibliotecilor pentru abonare. Și asta a fost una din inițiative de a schimba acest sistem nesustenabil și, în schimb, de a crea un sistem durabil prin alte modalități sau alte mecanisme de acces la informații care ar servi la nivel global atât diferitor societăți sau comunități, științei, dar și populației sau cercetătorilor individuali, dar și publicului în general, societății, de a avea acces la informația care rezultă din cercetările științifice, în primul rând acele care sunt finanțate din banii publici. Care este scopul acestei baze de date? Noi putem identifica câteva. În primul rând, de a crește vizibilitatea cercetării, vizibilitatea cercetătorilor individuali, comunităților, instituțiilor de cercetare prin intermediul revistelor și articolelor care sunt publicate în aceste reviste și totodată de a ușura utilizarea revistelor științifice cu acces deschis, promovând permanent aceste reviste și totodată sporind impactul revistelor, inclusiv datorită utilizării lor, citării articolelor din aceste reviste. Trebuie să menționăm că DOAJE își propune să fie o resursă comprehensivă, adică maximal posibil să includă revistele cu acces deschis care sunt create sau instituite de diferite instituții științifice, academice, universități și, desigur, că să acopere revistele cu acces deschis care au un anumit sistem de control al calității prin sistem de sau anumit tipuri de recenzare a articolelor din aceste reviste, dar nu doar, pentru că este vorba și de aplicarea licențelor de Creative Commons sau anumitor reguli de care țin de licențiere, de respectarea drepturilor de autor și altor aspecte care țin de calitatea revistelor în general, dar și articolelor care sunt publicate. Nu în ultimul rând, este vorba și de controlul la plagiat. Trebuie să menționăm că anume prin aceste politici pe care le promovează directorul revistelor cu acces deschis, el încearcă să devină un ghișeu unic pentru toți utilizatorii care doresc să aibă acces la revistele cu acces deschis și la informația care rezultă din cercetările științifice care se materializează în articole publicate în astfel de reviste. Care este statutul actual al DOAJE-ului? Această informație parțial, această informație noi putem să o preluăm chiar de pe pagina de start a acestei resurse. Este informația care corespunde situației chiar la ziua de astăzi. Deci sunt înregistrate, indexate în această resursă peste 9.000 de reviste, deci concret 9.081 de reviste. Din ele, 6.250 sunt regăsite sau indexate la nivel de articol, asta înseamnă că celelalte, aproximativ 3.000 de reviste, nu oferă acces la textul integral al articolelor, dar parțial, pentru că adoptă o altă politică de acces deschis. Cealaltă informație deja nu este plasată pe pagina oficială, dar se regăsește în anumite publicații și informații ale editorilor acestei resurse. Ce drept în diferite surse sunt date puțin diferite. Deci pentru reaplicare, și vom vorbi despre această procedură, au fost depuse 4.400 de cereri, în altă sursă sunt indicate 5.000 de cereri pentru o reaplicare. Asta înseamnă reevaluarea revistelor care deja figurau în această resursă și din ele au fost eliminate 3.300. Vedeți că totuși procentul revistelor eliminate este destul de înalt, asta înseamnă că ele nu au fost conforme celor cerințe care au fost înaintate pentru reviste.
atât cerințe formale, dar și cerințe care țin de calitatea listelor sau controlul calității informației care este inclusă în registre. Actualmente putem să spunem că aproximativ din 50% de cereri noi care sunt depuse pentru a fi incluse revistele în această resursă sunt respinse, iarăși din aceste motive. Și posibil că cei care la anumite etape din biblioteci s-au implicat în această procedură sau au fost contactați de către colegii de redacții, cunosc această situație că revistele nu au fost din prima acceptate pentru a fi incluse în DOAJ, iarăși din motiv că anumite cerințe nu au fost respectate sau revista nu era la o anumită etapă conformă acelor criterii care sunt înaintate pentru aplicarea revistei. Deci în această imagine puteți vedea care este, de fapt, dinamica și situația revistelor eliminate din DOAJ. Deci vedem că, de fapt, cele mai multe reviste eliminate sunt din țările care, de fapt, au și cele mai multe reviste în această resursă. Statele Unite ale Americii, Brazilia, India, Franța, Spania și așa mai departe. Deci cu cât mai multe reviste erau, cu atât mai multe și-au fost eliminate. Despre Republica Moldova voi vorbi ceva mai jos. Deci iată, dacă facem căutare pe site-ul DOAJ-ului, putem, desigur că face filtrare și căutare după diferite criterii. În cazul de față, căutarea a fost făcută după țară și ne apare informația că din Republica Moldova sunt astăzi înregistrate 16 reviste. Situația cu el este diferită și voi atrage atenția la acele momente vulnerabile care țin anume de revistele care sunt pe poziția pe muchi de cuțit de a fi eliminate din această resursă. Au început să fie înregistrate revistele începând cu anul 2009. Vedem de fapt că cele mai multe reviste au fost înregistrate anul trecut, în 2015, și anul acesta deja avem trei reviste, ultima din acestea la ziua de astăzi. Este revista, am vorbit despre lucrul ăsta, revista Administrarea Publică, care a fost înregistrată pe data de 6 iunie 2016, dar mai sunt jumate de an și nu este exclus că până la sfârșitul anului vor mai apărea încă câteva reviste în această resursă. Administrația Publică. Deci, câte reviste din aceste 16 au aprobat politica de acces deschis? Vedem imaginile coperților acestor reviste. Sunt 11 reviste, a vorbit și doamna Chirat în prezentarea dumnei despre acest lucru, că 11 reviste au aprobat politica de acces deschis. În imagine sunt doar 7 reviste, pentru că studia Universității de Stat de Moldova are 5 serii și toate 5 au aprobat politica de acces deschis. Anul aprobării politicii de asemenea diferă, unele au aprobat politica concomitent sau nemijlocit până la depune aplicarea, altele au aprobat ceva mai devreme și doar după o perioadă au reușit să se înregistreze în DOAJ. Nu țin minte ieri sau alaltă ieri am pomenit despre strategia Moldova Digitală 2020, care menționează câțiva indicatori pe care trebuie să-i atingă Republica Moldova, care țin de digitizare, informatizare, crearea conținutului digital. Inclusiv este și un indicator care se referă la, de fapt sunt mai multe care se referă la producția științifică, rezultatele cercetărilor științifice, unele se referă la revistele naționale acreditate de către Comisia
formată de Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică. Sunt indicatori care se referă la internaționalizarea cercetării, câte sunt reviste, articole înregistrate în baze de date internaționale, reviste cu factori de impact și așa mai departe. Și iată, unul din ele mi s-a părut foarte interesant, pentru că am încercat să aflu totuși cine a fost autorul și de unde vine această propunere de a atinge acest indicator către anul 2030, înregistrarea 100% a reviselor științifice în DOAJ. Nu am găsit autorul acestei inițiative, dar vedem și către anul 2017 este cifra de control, în DOAJ trebuie să fie înregistrate 30% din revistele acreditate. În slide-ul imediat următor o să vedeți și situația la zi, pentru că s-ar părea că până în 2017 mai este timp și, de fapt, dinamica este una pozitivă. Ea este pozitivă numai atunci când noi nu vedem alte cifre sau alte date ca să facem comparații. Vreau de asemenea să menționez că pe instrumentul bibliometric național, de asemenea, este informație despre toate revistele care sunt înregistrate în DOAJ și, de asemenea, inclusiv noi putem obține și diferite grafice ca să vizualizăm această informație, care este situația cu indicatorii care se referă la Moldova Digitală 2020. Și iată, este un grafic descărcat din IBN. Și noi vedem, de fapt, da, numărul, cota revistelor este în creștere, dar, de fapt, este în descreștere numărul revistelor acreditate la nivel național. Și dacă noi în 2013 am avut 78 de reviste acreditate la nivel național, astăzi noi avem 67 de reviste acreditate. Și din ele, dacă calculăm 16 reviste, procentul este destul de frumos. Deci ne arată o dinamică pozitivă. Deci asta este situația ce ține de Republica Moldova, dar în continuare noi vom reveni atunci când voi aduce anumite exemple referitoare la completarea chestionarului și cum acest chestionar a fost aplicat sau cum informația din chestionar se vizualizează fie că pe site-ul revistei, fie că în formularul de înregistrare în DOAJ, referitor, desigur, că la revistele din Republica Moldova. Aș vrea, în primul rând, să menționez că din 2013 DOAJ a proces la elaborarea unui set nou de criterii pentru evaluarea și reevaluarea revistelor incluse în această resursă și aceste principii care se referă la transparența și bunele practici care țin de publicarea științifică au fost elaborate în colaborare între DOAJ, Consiliul pentru Etică în Publicare, Asociația Editorilor cu acces deschis, editorilor academici în acces deschis și Asociația Mondială a Eticii în Medicină. Și iată, în colaborare aceste organizații au elaborat un set de principii care au stat la baza pentru elaborarea unui nou formular de aplicare pentru DOAJ. Deci vedem că ele sunt 16 principii, mare majoritate din ele se referă la controlul calității și respectarea drepturilor de autor, verificarea la plagiat, aspecte care țin de proprietate intelectuală și management, dar nu doar, pentru că este vorba și de promovarea revistelor, de politica de preț sau de achitare a publicării în revistelor cu acces deschis, dar și alte informații. Deci, spuneam că DOAJ din 2013 a început elaborarea acestor criterii, dar din martie 2014 au fost lansate aceste
criterii pentru evaluare și toate revistele înregistrate în DOAJ au fost anunțate că vor fi reevaluate conform acestor principii. Iar revistele noi, care doreau să fie incluse în această resursă, trebuiau deja din start să se conformeze acestor principii noi și să completeze un formular nou pentru a fi admise în această resursă. Și dacă examinăm lista revistelor pe care o obținem la căutare, în cazul de față în imagine vedeți un screenshot din revistele pentru Republica Moldova, vedem că se vizualizează puțin diferit. La 3 din aceste reviste, din 4, apare obiectiv verde. Asta înseamnă că aceste reviste au fost evaluate și sunt conforme acestor criterii noi. A patra revistă este revista, dacă nu greșesc, Buletinul Academiei de Științe, seria Matematică, dar mai sunt mai multe reviste care nu are această bifă verde și această revistă este pe lista de așteptare să fie verificată, dacă încă nu a fost verificată și dacă în timpul apropiat ei nu vor face anumite modificări în politica revistei, nu vor ajusta, nu se vor ajusta acestor cerințe care țin de politica de acces deschis, verificarea plagiatului, controlul calității sau cel puțin această informație să fie vizibilă și să poată fi verificată atât de editori cât și de utilizatori. Înseamnă că această revistă va fi exclusă din această bază de date și va completa acele peste 3.000 de reviste care deja au fost excluse din DOAJ. Deci de unde noi putem descărca sau de unde noi putem vedea formularul de aplicare? În primul rând, formularul de aplicare nu se descarcă, el se completează online. Asta înseamnă că de fapt, despre lucrul ăsta vroiam să menționez la sfârșit, dar îl spun și acum, pentru că înainte de a începe completarea formularului, desigur că trebuie să citim foarte atent toate instrucțiunile care sunt pentru colegiul de redacție sau pentru editori sau pentru persoana care este responsabilă de a completa acest formular. Să facem cunoștință cu ghidurile care sunt, despre ele tot vom vorbi. Să vadă foarte atent ce informație este solicitată, pentru că pentru unele poziții trebuie să avem informații pregătite din timp și doar după aceea să completăm formularul. Pentru că noi nu putem completa formularul parțial, imediat ce completăm toate câmpurile, îl trimitem pentru a fi înregistrat de către echipa care va verifica apoi corectitudinea informației. Deci, atât vedem că aici este o avertizare unde se menționează că cel care completează sau colegii de redacție este responsabil pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor care sunt impuse aici și în caz dacă comisia în continuare va identifica că sunt date eronate sau sunt date false, asta înseamnă că revista va fi expusă și în caz dacă vor fi cazuri de acestea identificate 5, dar în funcție de câte reviste în general instituția are aici, înseamnă că vor fi expuse toate revistele, chiar și cele care au trecut acest control editorial. Și timp de 3 ani, instituția nu va avea dreptul să aplice pentru a înregistra revistele în DOAJ. Deci ce informații în general se solicită pentru acest formular? Este vorba de informație generală despre revistă, calitatea și transparența procesului editorial, cât de deschisă este revista, tipul licenței, drepturile de autor și permisiunile. Noi vom vorbi mai mult despre ultimele patru, pentru că prima categorie de informații este informația generală, care este inclusă și în catalogul sau atunci când facem catalogare. Este vorba de titlul revistei, ISSN-ul pentru print sau electronic, informații despre editor, și alte informații de caracter general care ține de revistă.
Deci, iată, așa apare acest formular, dar dumneavoastră veți avea posibilitatea să deschideți și să-l vedeți complet cum arată pe viu acest formular. Ok? Consultații cu colaboratorii revistă știți și ați făcut așa o întâlnire, da? Da. Și ei cunosc chestia. Eu să vă răspund la sfârșit la întrebări, bine? Dar, de fapt, putem să discutăm și acum. Deci, doamna Batamanu m-a întrebat dacă colegii de redacție sunt la curent. Doamna Vasiloaie a participat la această întâlnire care a fost organizată anul trecut, dacă nu greșesc, pe 9 decembrie, o masă rotundă organizată de Institutul de Dezvoltare Societății Informaționale și în cadrul acestei mese rotunde s-a vorbit, desigur, că despre acreditarea revistelor la nivel național și s-a pus accentul pe acele noi cerințe care sunt în noul regulament pentru acreditarea revistelor. Și desigur că s-a menționat și despre acest lucru, dar nu a fost o prezentare special dedicată acestei probleme. Noi am discutat și cu doamna Chiradi în cadrul programului IFL-OA, deci din cadrul consorțiului nostru, anul acesta să organizăm un astfel de seminar sau o masă rotundă, poate să invităm și un expert din străinătate care să nu doar să explice, dar poate să motiveze mai mult colegiile de redacție de a fi mai deschiși în general acestor noi tendințe și noi modele de publicare academică. Pentru că, da, noi am făcut multe activități care au fost organizate în cadrul comunității noastre bibliotecare, dar totuși comunitatea academică științifică este mai puțin receptivă, foarte mulți sunt, continuă să fie conservatori sau conservatiști și nu înțeleg sau nu doresc să aplice aceste noi modele. Și iată ne-am pus ca scop să punem accentul inclusiv și pe această resursă ca să explicăm care sunt facilitățile pentru editori de a înregistra revista în această resursă. Deci, spuneam că în acest formular au fost se pune accentul pe criterii noi care țin de transparență și calitatea revistei. Principalele din ele se referă la deschiderea revistei sau cât de cum promovează revista politica de acces deschis, cum poate fi utilizat și reutilizat informația din revistele cu acces deschis, deci care ar fi drepturile utilizatorilor privind utilizarea și reutilizarea acestei informații, ce fel de licențe se folosesc și care sunt drepturile de autor și permisiunile care le are autorul în continuare după ce revista devine o revistă cu acces deschis. Deci, în primul aspect, deschiderea, formularul cere ca editorul sau cel care completează acest formular să indice dacă revista a aprobat o politică de acces deschis și nu doar să bifeze că această politică este aprobată, practic la orice poziție se cere adresa URL în așa fel ca editorii doajului să poată verifica această informație și să vadă cât de corect se răspunde la această la informație pentru formular. Despre politica de acces deschis puțin s-a vorbit, dar eu totuși vreau să vă atrag atenție pentru că câteodată este confuz pentru unii prin ce se deosebește politica instituțională și politica editorială de acces deschis. Deci, în primul rând, politica instituțională, ea se referă la publicațiile colaboratorilor instituției respective și doar pentru perioada când ei lucrează în această instituție. Imediat ce ei pleacă din această instituție, deja politica nu se răsfrânge asupra publicațiilor acestui colaborator.
De asemenea, politica nu are o activitate retroactivă, deci ea se aplică doar din momentul când a fost aprobată de către Senat și din perioada retrospectivă doar autorul sau cercetătorul, dacă dorește, el poate binevol să depună în depozitul digital publicațiile sale. Încă un moment important, politica instituțională de acces deschis se răsfrânge doar asupra rezultatelor muncii științifice sau publicațiilor care sunt susținute financiar de către instituții. Fie că prin salariul care este achitat pentru acest colaborator, fie că este un grant sau proiect care a prevăzut inclusiv publicarea anumitor materiale, articole în anumite reviste, monografii, note din curs și așa mai departe, sau teze la conferințe, fie din alți bani publici care au fost oferiți, putea fi o susținere financiară din partea instituției, suplimentar la salariu, anume pentru elaborarea unei lucrări științifice. În cazul dacă colaboratorul instituției a elaborat o lucrare științifică care nu a fost finanțată de către instituție, asupra acestei lucrări nu acționează politica instituțională de acces deschis. Deci este doar de bunăvoința cercetătorului, cadrului didactic, de a depune lucrarea în depozitul digital instituțional. Politica editorială se referă la revistă și articolele publicate în revistă. În revistă poate să fie publicate articole nu doar colaboratorilor instituției respective, a cărui fondator este instituția dată. Universitatea de stat, Academia de studii economice, Universitatea tehnică și așa mai departe. Deci se publică atât colaboratorii instituției în coautorat cu alți cercetători din alte instituții sau din străinătate, dar sunt și articole care aparțin în totalitate cercetătorilor din alte instituții sau de peste hotare. Și atunci politica editorială, politica instituțională nu se răsfrânge asupra acestor lucrări. Deci politica editorială trebuie să fie aplicată ca autorii care se publică în această revistă să știe care sunt drepturile lor în continuare. Dacă pot sau nu pot depune acest articol într-un depozit instituțional altul decât al acestei instituții. Și despre lucrul ăsta a vorbit și doamna Ripanovici, că sunt patru tipuri de politici. Politică verde, albastră, galbenă și albă. Și permisivitatea lor este diferită. De la politica verde, care are permite foarte multe, deci vedem că autorul poate autoarhiva într-un depozit digital, atât înainte de publicare, adică un preprint, cât și articolul după publicare, dar în formatul PDF. Și astfel de politici în Sherpa Romeo, iată unde sunt înregistrate politicile de acces deschis ale revistelor, sunt 883, ceea ce reprezintă 40%. Dar am uitat să spun că în această bază de date politicilor editoriale de acces deschis sunt înregistrate 2233 de reviste de politici ale editorilor. Politica albastră. Autorul poate autoarhiva numai versiunea finală a articolului după ce acest articol a fost aprobat pentru a fi publicat. Astfel de politici sunt 33%. Politica galbenă oferă și mai puține posibilități. Autorul poate autoarhiva articolul doar în formatul preprint, adică înainte de publicare. Sunt 7% de astfel de politici și 21% de politici sunt politicile albe care nu permit autoarhivarea. Dar asta nu înseamnă, și lucrul ăsta a menționat și doamna Ripanovici, că într-un depozit digital nu poate fi găsită informația despre articolul dintr-o astfel de revistă, doar că informația este la nivel minimal, doar informație bibliografică,
poate fi și rezumatul și cuvintele cheie despre referitoare la articolul respectiv. Noi putem vedea chiar și lista integrală a editorilor și acelor 2233 de editori și putem vedea după culoare ce permite acest editor. Și iată, dacă instituția pentru depozitul digital elaborează o astfel de aplicație, noi automat putem să extragem această informație. Aici vedem că în dreptul fiecărui editor este un link și noi putem vizualiza chiar lista integrală a revistelor. Deci editori sunt peste 2000, dar reviste sunt foarte multe. Eu am făcut special acest screenshot ca să vedem, nu știu dacă se vede, pentru că sunt editori renumiți în domeniul publicării științifice, cum ar fi, de exemplu, editura Springer, care este are o politică verde de acces deschis. Și noi putem vizualiza lista integrală a revistelor care au aprobat această politică de acces deschis. Deci sunt editori foarte cunoscuți, inclusiv editura Elsevier, editura Sage, care de asemenea au aprobat politica verde de acces deschis pentru editorul respectiv. Deci aceasta este pagina bazei de date respective și vedem că în ea sunt înregistrate doar două edituri din Republica Moldova. Este vorba de Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Științe a Moldovei, care au înregistrat politicile de acces deschis în această resursă. Deci Universitatea de Stat din Moldova are cele 5 reviste și de la Academia de Științe este revista Chemistry Journal of Moldova. Și ambele aceste reviste au aprobat politica verde privind accesul deschis. Astfel apare fișa de înregistrare a politicii și iată noi vedem ce permite revista prin politica pe care a aprobat-o. Deci este o arie foarte extinsă de posibilități pentru utilizatori de a descărca, de a vizualiza, de a reutiliza articolele care sunt publicate în aceste reviste. Următorul aspect asupra căruia trebuie să atragem atenția este reutilizarea și remixarea sau remodelarea conținutului care este publicat în revistele cu acces deschis. Iarăși despre lucrul acesta s-a vorbit. Este un criteriu obligatoriu care acum revistele trebuie să-l respecte. Deci nu doar să aprobe o politică de acces deschis, dar și să aprobe o licență Creative Commons, în așa fel ca utilizatorul să știe ce îi se permite prin această licență. Pentru că politica poate să fie o politică verde, dar licența poate să fie una mai puțin permisivă. Ce se dore și vedem că în acest formular trebuie să bifăm dacă există sau nu o informație pe copertă sau pe pagina de start a revistei, informații despre tipul de licență și este necesar să alegem licența care a fost acceptată de revistă. Da, într-adevăr, câțiva ani în urmă au fost 4 tipuri de licență, acum sunt 4 tipuri, 6 tipuri de licență Creative Commons și dacă la început noi vorbeam de fapt la chiar și în limbajul nostru că toate drepturile sunt rezervate, prin aprobarea unei astfel de licențe, noi de fapt spunem că unele drepturi sunt rezervate. Asta înseamnă că prin aprobarea unei licențe Creative Commons, editorul permite mai mult utilizatorului în ceea ce ține accesul la informația, utilizarea și reutilizarea informației publicate în revistele cu acces deschis. Deci, în linii generale, foarte succint despre aceste licențe, așa vizual arată tipurile de licențe. Voi vorbi în continuare ce permite sau ce nu permite fiecare tip de licență.
Și atunci când noi cunoaștem, doar vizualizând această imagine, noi deja știm în calitate de utilizatori cum putem utiliza informații din revista respectivă. Deci, primul tip de licență este licența atribuire, este cea mai permisivă licență. Deci ea, practic, permite totul. Deci ea permite distribuirea operii, ea permite adaptarea operii, modificarea operii, crearea operelor derivate și comercializarea operii. Deci dacă noi vedem pe revistă o astfel de emblemă, asta înseamnă că noi nu trebuie să cerem permisiunea colegiului de redacție sau autorului ca să utilizăm, să reutilizăm, să distribuim articolul dintr-o astfel de revistă sau poate fi vorba de orice altă resursă, inclusiv prezentări, PowerPoint sau alte materiale care noi le găsim pe internet. Următorul tip de licență este atribuire-distribuire. Această licență, de asemenea, permite foarte multe, deci tot ea permite distribuire, adaptare, modificare, creare operelor derivate, comercializarea operii, doar în condiții identice. Asta înseamnă că dacă opera pe care noi am folosit-o, de exemplu, un articol, și dorim acest articol să o traducem dintr-o limbă, de exemplu, din engleză în română, și în această revistă, iată, este acest semn de licență atribuire, noi nu cerem permisiune nici autorului, nici colegiului de redacție să traducem articolul, dar să difuzăm articolul, noi trebuie să îl difuzăm în aceleași condiții în care a fost articolul original. Dacă articolul original nu permite comercializarea, asta înseamnă că noi prin difuzarea articolului tradus deja în limba română, de asemenea, nu trebuie să permitem comercializarea lui. Alt tip de licență, al treilea tip de licență, atribuire necomercial. Deci, această licență ne spune că noi nu putem folosi această operă în scopuri comerciale, dar, în schimb, noi putem adapta și putem distribui opera respectivă. De exemplu, am găsit un ghid, să spunem, care are un astfel de semn. Noi putem multipleca un număr nelimitat de exemplare și putem să-l distribuim în cadrul unei mese rotunde, în cadrul unui seminar sau pentru studenți și iarăși nu trebuie să cerem permisiune autorului. Dar nu putem să comercializăm, când prima licență ne permite inclusiv și comercializare. A patra licență este licența atribuirii fără opere derivate. Asta înseamnă că noi putem distribui, noi putem face copii, noi putem chiar și să comercializăm, dar noi nu putem face opere derivate. De exemplu, noi nu putem să traducem, pentru că traducerea este deja operă derivată, sau noi nu putem face anumite modificări în această operă, de exemplu, să comprimăm, să schimbăm conținutul și apoi să o folosim. Următoarea licență, atribuire, necomercial și distribuție în condiții identice. Deci ce putem să facem? Putem să distribuim, putem să adaptăm, dar noi nu putem să comercializăm opera respectivă și iarăși trebuie să facem acest lucru iarăși în condiții identice. Exact acele condiții sau conform licenței pe care a avut-o opera originală. Și cea mai puțin permisivă licență este licența a șasea, este atribuire, necomercial și fără opere derivate. Deci ea permite foarte puțin. Deci noi putem să distribuim, deci să facem copii, să distribuim într-un anumit mediu, dar noi nu putem să comercializăm opera aceasta și noi nu putem să facem opere derivate. Nici să traducem, nici să comprimăm, nici să adăugăm nimic la opera respectivă. Deci, iată, editorul, colegiul de redacție trebuie să, din start, să limiteze foarte bine ce fel de licență Creative Commons va folosi pentru revista respectivă, ca să nu apară apoi probleme atunci când alte persoane, utilizatori, apelează și descartă și folosesc articole publicate în astfel de reviste.
Următorul aspect este vorba de dreptul de autor și permisiunile care le are autorul unui articol. Asta înseamnă ce permite editorul autorilor articolelor. Dacă se păstrează sau nu se păstrează dreptul de autor al autorilor asupra articolului publicat în revistă. Și situația aici este diferită. Sunt unii autori care păstrează dreptul de autor asupra articolului publicat într-o revistă cu acces deschis și alte reviste nu păstrează pentru autor copyright-ul pentru articol. Asta înseamnă că după ce autorul a publicat articolul într-o astfel de revistă, el nu mai are niciun drept asupra lui, toate drepturile aparțin doar colegiului de redacție. Și aici iată un exemplu, am luat parcursul, să vedeți, sunt reviste, exemple de la diferite reviste. Este ultima revistă înregistrată, Administrarea Publică. De ce am ales? Pentru că vedem aici în informații despre revistă, deci asta este fișa de înregistrare a revistei, și aici ne arată că autorul își păstrează drepturile de autor asupra articolului publicat în revistă. Când sunt alte reviste unde această informație nu este, inclusiv și în studia Universitas. Deci autorul nu își păstrează dreptul de autor asupra articolului. Inclusiv este, am spus că este și o cerință obligatorie atunci când noi indicăm informații în formular, neapărat trebuie să indicăm și adresa URL unde această informație poate fi verificată. Și iată, accesând, făcând link-ul, iată, la ceea ce este indicat în formular, noi imediat ajungem la pagina revistei, unde este indicat că toate drepturile autorul asupra articolului și le păstrează. Deci, calitatea și transparența procesului editorial este, într-adevăr, o problemă vulnerabilă pentru foarte multe reviste științifice, inclusiv și din Republica Moldova, pentru că o perioadă destul de îndelungată erau probleme anume cu probleme care țin de controlul calității, tipul procesului de recenzare care se folosea, nu exista o transparență în acest sens, sau unele reviste aveau o atitudine destul de formală asupra, privind recenzarea articolelor din reviste. Și anume din aceste considerente, DOAJ și-a inclus aceste criterii noi care țin de transparență și bune practici, care se referă la controlul calității. Trebuie să menționăm de asemenea că o perioadă destul de îndelugată erau critici, în general, care se referă la accesul deschis, pentru că unii motivau că nu acceptă această mișcare, anume din motivul că operele, lucrările care sunt publicate în acces deschis suferă din punct de vedere a calității. Calitatea lor este mult mai joasă decât calitatea articolelor care sunt publicate în reviste acceptate în baze de date internaționale, factori de impact și așa mai departe. Și iată, ca să spulbere, de fapt, acest mit care se referă la, în cazul de față, la revistele cu acces deschis, doar și acces la o reexaminare sau o altă modalitate de evaluare a revistelor privind verificarea calității și transparența procesului editorial. Deci asta înseamnă că în formularul de aplicare foarte clar trebuie să fie specificat ce fel de tip de proces de recenzare a articolelor acceptă editorul. Sunt mai multe tipuri de recenzare. Editorul este liber să aleagă un anumit tip, deci vedem că poate fi recenzare editorială, asta înseamnă că atunci când trimitem articolul la redacție, redacția și colegiul de redacție recenzează acest articol. Este recenzare externă, peer review, un proces, un tip de proces foarte des aplicat de către diferite reviste.
Trebuie să spunem că există și alte tipuri, dar care tot se încadrează în acest proces de peer review. Deci este recenzare oarbă atunci când colegiul de redacție trimite articolul unui recenzent, dar care nu știe a cui articolul el recenzează. Desigur că acest lucru este posibil când este o comunitate foarte mare de cercetători, dar într-o republică foarte mică, unde toți se cunosc și practic fiecare știe cu ce se ocupă celălalt, este foarte greu să faci acest lucru, mai ales în domenii mici, unde sunt foarte puțini cercetători. Presupunem, când vorbim de domeniul dreptului, economiei, medicină, acest lucru ar fi posibil pentru că sunt totuși mulți cercetători și cadre didactice și instituții unde activează acești cercetători și atunci ar fi greu să știi cui aparține acest articol. Dar dacă este un domeniu foarte îngust, unde sunt puțini oameni, atunci și fără numele autorului, doar citind titlul articolului, poți să-ți dai seama cui aparține acest articol. Și atunci ar fi foarte greu în interior să faci o astfel de recenzare, doar în cazul când articolul este scris într-o limbă străină, poți apela la recenzenți de peste hotare. Tot există și un alt tip de recenzare, este recenzare oarbă dublă, asta înseamnă că verifică articolul nu un singur recenzent, dar doi recenzenți, iarăși, care nu cunosc cine este autorul articolului. Și este recenzare deschisă atunci când și recenzentul știe a cui lucrare citește, dar și autorul ar putea să cunoască cine este recenzentul. În unele reviste, apropo, când se publica articol, chiar la sfârșitul revistei era scris cine este recenzentul. Nu știu cât de etic este lucrul ăsta, dar se folosește și o astfel de modalitate. Sau nu se aplică nici o modalitate de recenzare, dar dacă se bifează opțiunea respectivă, din start trebuie să știm că revista nu va fi selectată pentru a fi introdusă în această bază de date. Deci, atât vedem în formular, se cere să specificăm tipul procesului de recenzare și neapărat trebuie să indicăm inclusiv și adresa URL unde în informații pentru autori, acest lucru este specificat pentru că autorul din start trebuie să știe care proces de recenzare va fi supusă lucrarea respectivă. O altă informație care este solicitată pentru a fi inclusă în formularul de aplicare, care de asemenea ține de transparență și de bunele practici privind revistele cu acces deschis, este informația pentru autori. Deci autorii din start trebuie să știe foarte clar cum trebuie să perfecteze articolul, care este structura articolului, ce informații trebuie să includă, de exemplu că tipul articolului trebuie să fie în două limbi sau trei limbi, ce fel de rezumat trebuie să fie, câte cuvinte cheie, poate în unele reviste este și o structură standard pentru conținutul articolului, ce compartimente trebuie să fie indicate, ce fel de caractere pot utiliza. Tot aici se menționează inclusiv și tipul de licență care este aprobat, care sunt permisiunile pentru autori, deci ce țin de dreptul de autor, și ce fel de proces de recenzare va trece articolul care este depus pentru revistă și desigur că nu în ultimul rând, care este politica de verificare a plagiatului aprobată de către colegiul de redacție. Și desigur că datele de contact, unde și cum poate trimite articolul. De asemenea, vreau să spun că se cere, este de dorit ca să fie un ghid destul de detaliat pentru autori, ca să fie foarte clar cum și ce trebuie să facă autorul și desigur că iarăși adresa de URL unde această informație poate fi regăsită în revistă sau pe pagina sau site-ul revistei. Și iată aici vedem, este revista economică de la ASEM.
Această informație, iată, este indicată aici, inclusiv despre procesul de recenzare, licență, instrucțiuni pentru autor și când facem click, noi suntem redirecționați pe pagina sau site-ul revistei unde această informație poate fi regăsită. Un alt aspect foarte important este vorba de arhivare și prezervarea informației din revistele cu acces deschis. Este într-adevăr o problemă pentru că nu există regulamente foarte clare și instrucțiuni foarte clare cum informația din revistele cu acces deschis trebuie să fie arhivată și prezervată. Deci dacă pentru depozitele digitale este tot clară această procedură, pentru revistele cu acces deschis este un proces de examinare sau de probare a diferitor modalități de arhivare și prezervare, dar totuși este o problemă pentru că noi trebuie să din timp să fim conștienți sau să ne îngrijim ca informația pe care noi o plasăm în spațiu virtual totuși să se păstreze și să avem acces la ea după o anumită perioadă de timp. Vreau să vă spun că DOAJ nu este insistent pentru a recomanda anumite modalități de arhivare sau prezervare, dar recomandă unele din ele și noi putem găsi, iată, la o listă din Wikipedia, o listă de softuri care noi putem folosi și accepta pentru revista noastră de a arhiva și a prezerva această informație. Dar poate fi elaborat și un soft propriu al unei instituții care ar îndeplini aceste cerințe. Pagina instituției se poate vedea. Poftim? Se poate și pagina instituției, pagina web de activarea asta, nu? Poți cere în sus. Poți cere aparte, da? Da, dar dacă pagina dumneavoastră se întâmplă ceva, ce faceți pe urmă? Dar repozitoriul, dacă introducem, trebuie introdus articolul. Acum, da, în repozitoriu nu puteți să-l introduceți toate. Pentru că dacă este articolul unui autor de peste hotare, care nu face parte din comunitatea dumneavoastră, dumneavoastră nu puteți să-l introduceți în repozitoriu. El doar, consultând politica de acces deschis a revistei, el trebuie să decidă. Dumneavoastră nu puteți să faceți lucrul ăsta, pentru că el nu face parte din instituția dumneavoastră. Următoarea informație este vorba de identificatori permanenți. Iarăși, DOAJ nu insistă asupra acestui lucru, dar încurajează editorii totuși să folosească identificatorii pentru a folosi acei identificatori care ne-ar permite în mediul digital să găsim obiectele digitale. Ele sunt mai multe și îmi pare că chiar ieri sau alaltă ieri cineva vorbea despre 2i, dar sunt și alți identificatori și vedem că, de exemplu, în DOAJ doar 35% din colegii de redacție folosesc acest identificator. Dar 55% nu utilizează, sunt și unii care nu cunosc că există astfel de identificatori. Deci nu este un criteriu obligatoriu care este impus de către DOAJ. Dar o să vedem în continuare că unele reviste sunt care folosesc acest identificator, ele sunt evidențiate de către DOAJ în comparație cu celelalte reviste. Verificarea la plagiat. Neapărat în formular trebuie să indicăm se folosește sau nu se folosește verificarea la plagiat. Trebuie să indicăm adresa de URL unde putem vedea unde se menționează acest lucru. Și desigur că pe site-ul revistei trebuie să fie publicată această informație, dar și să fie indicat ce fel de soft
se folosește pentru a detecta plagiatul. Trebuie să spunem că softuri sunt mai multe, inclusiv pot fi elaborate și de către instituția respectivă sau pot fi preluate care există, inclusiv cu sursă deschisă și aplicate pentru verificare. Politica de depozitare. Deci aici, la acest compartiment, iarăși revenim la politica de acces deschis a revistei, pentru că anume în politica de acces deschis, în funcție de tipul care este aprobat, verde, albastru, galben sau alb, este clar cum poate fi depozitat articolul într-un depozit digital, de exemplu. Permite sau nu permite revista depozitarea lui și unde noi putem găsi informația despre aceste politici sau permisiuni care sunt oferite de către revistă. Deci iată, iarăși ne redirecționează la baza de date Sherpa Romeo. O altă informație care ține de asemenea de transparența informației privind revista este taxa pentru depunerea articolelor. Situația este diferită. Unele articole reviste percep taxe pentru a fi depuse, altele nu percep și asta înseamnă că revista în totalitate este finanțată de către editor și în cazul de față poate să aprobe politică diferite posibilități de permisivitate pentru autori. Să păstreze drepturile de autor sau nu, în unele cazuri depinde într-adevăr dacă sunt sau nu sunt percepute taxele, dar nu este un lucru obligatoriu. Deci, în așa fel, trebuie să spunem că există câteva elemente obligatorii cărora revistele trebuie să le corespundă pentru a fi incluse în această bază de date. În primul rând, este vorba de declarația privind accesul deschis. Trebuie să respecte definiția care a fost aprobată de către inițiativa privind accesul deschis de la Budapesta din 2002, să susțină un proces de recenzare și să indice tipul procesului de recenzare care este acceptat de către colegiul de redacție, să identifice un consiliu redacțional editorial cu membri clar identificabili, deci și aici sunt anumite cerințe, pentru că este clar că revista trebuie neapărat să aibă un redactor șef, un colegiu de redacție și cel puțin 5 membri din colegiul de redacție trebuie să fie clar identificabili prin site-ul sau pagina web a revistei. Asta înseamnă că trebuie să fie datele de contact, informații despre persoana respectivă. Doar în domeniul științelor umane este o cerința este nu atât de aspră pentru colegiul redacțional. Următoarea cerință, să ofere informații despre licențiere și drepturile de autor, să informeze despre scopul, domeniul de aplicare al revistei și să publice cel puțin 5 articole științifice într-un an pentru a fi acceptată în DOAJ. Deci totuși DOAJ este o resursă care include reviste, da, ele sunt reviste cu acces deschis, dar totuși sunt reviste științifice. Asta înseamnă că revistele trebuie să pună accent pe rezultatele cercetărilor științifice și să publice articole științifice. Deci dacă sunt publicate mai puțin de 5 articole, înseamnă că revista nu respectă cerințele acestei resurse. De ce recomandă DOAJ pentru editor, pentru colegii de redacție? Deci nu este impus obligatoriu acest lucru, dar este recomandabil. Drepturi de autor nerestricționate pentru autor, drepturile comerciale să nu fie transferate pe alte persoane sau alte structuri, trebuie să fie condiții foarte clare de licențiere, trebuie să fie neapărat de preferință utilizată o anumită licență de Creative Commons, una din cele 6, să fie informații despre licențiere integrate cu articole, deci
fiecare situație legată de articolul concret și, desigur că toate informațiile care se includ trebuie să fie legate de anumite link-uri, în așa fel ca ele să fie verificabile de către editorii doajului. Și acum, doar de asemenea, pe lângă toate criteriile despre care am vorbit, a lansat și o inițiativă suplimentară, deci evidențiază revistele care în totalitate corespund cerințelor, chiar și celor care sunt cu statut de recomandare. Și a numit această evidențierea sa Doaj Seal, cum ar fi un sigiliu sau marca Doaj. Și acest simbol este indicat chiar și pe formularul de înregistrare al revistei. Dacă o să dați, eu nu am făcut screenshot, dar pe lângă acele iconițe cu tipul de Creative Commons și bifa verde, care ne indică că revista respectivă corespunde noilor criterii de evaluare, este și un cerculeț galben, care înseamnă că această revistă corespunde acestor cerințe foarte înalte de evaluare, de transparență și de calitate. Și sunt câteva aspecte care neapărat trebuie revistă să le respecte. În primul rând, trebuie să fie o politică foarte clară de autoarhivare. Deci este răspunsul la întrebarea 25. Să formalizeze permanent informații privind articolele publicate. Să asigure metadate pentru articole, să incorporeze informații privind licența de Creative Commons, să permită reutilizare și recombinarea conținutului, asta înseamnă că să folosească primele două tipuri de licențe, pentru că dacă folosesc celelalte patru, înseamnă că deja nu corespunde acestor cerințe înalte de transparență și calitate. Să aibă o politică foarte clară de depozitare și să permită autorilor să-și păstreze drepturile de autor. Asta înseamnă că, de exemplu, studia Universitas deja nu corespunde acestei cerințe. Și doar în așa caz, iată, revista va primi acest sigiliu sau această marcă Doaj și din cele peste 9.000 de reviste, doar 393 de reviste corespund acestor cerințe înalte de transparență și calitate. Și acum revenim la informația de la care am început. Că atunci când vrem să completăm acest formular online, trebuie să citim foarte atent instrucțiunile pentru editori. Ele sunt foarte extinse, complexe și putem găsi răspuns practic la orice întrebare. Următorul pas pe site-ul Doajului, la sfârșitul anului 2015, au apărut ghiduri care ajută editorii să completeze acest formular de completare, de aplicare pentru Doaj. Și vreau să vă spun că la sfârșitul anului 2015, da, deci ele au fost 9 ghiduri traduse în limbi străine și în limba română ghidul a fost tradus la inițiativa Institutului de Dezvoltare a Societății Informaționale și este al 10-lea ghid. Dar vedem, iată, cei care nu cunosc sau nu posedă bine limba română, pot vedea, pot consulta ghidul în limba rusă, apropo și în limba ucraineană, tot este tradus acest ghid. Unde la fiecare punct este foarte clar explicat ce trebuie de făcut. Deci, atât vedem, el poate fi deschis, este în format Excel și vedem, este o coloniță în limba engleză, alături în limba română, și urmează și alte coloniții cu explicații acolo unde pot apărea probleme. Iată, de exemplu, mai jos. Iată, vedem că sunt 3, 4, pot fi și mai multe coloniții cu explicații paralel în engleză și în română. Vreau să vă spun, să vă atenționez de asemenea că pe site-ul Instrumentului Bibliometric Național, în informații pentru editori, de asemenea putem vedea formularul tradus în limba română. Chiar este formularul
care se completează online. Acest formular a fost tradus în limba română pentru a vizualiza cum arată acest formular și ce presupune fiecare câmp din formular. Desigur că formularul este în formatul PDF, doar pentru consultare, paralel cu acest ghid care îl puteți deschide deja de pe site-ul DOAJ-ului. Deci, care sunt motivele principale pentru a indexa revista în DOAJ? Desigur că noi putem să identificăm mai multe motive. Eu, pentru mine, am identificat 6. În primul rând, este o posibilitate de a crește vizibilitatea. Nu doar a revistei respective, a autorilor care se publică, dar și a instituției care este fondator acestei reviste. Sporește traficul de informații, traficul de date, schimb de date și schimb de informații, care de asemenea contribuie la vizibilitate. Crește prestigiul, pentru cu cât este mai calitativă, mai des citată revista respectivă, înseamnă că este un prestigiu mai înalt pentru editor, pentru instituții și pentru autori care se publică în această revistă și atunci colegii de redacție nu trebuie să vâneze autori, dar autorii singuri vor fi motivați să publice articole în astfel de reviste. Este o revistă certificată, pentru că pentru revistele noastre, de exemplu, una din condiții obligatorii de a fi acreditată conform noului regulament și să obțină o anumită categorie, A, B+, B sau C, să fie inclusă într-o bază de date. Deci asta este o posibilitate de a include revista într-o bază de date. Este o revistă eligibilă pentru a fi sprijinită din fonduri care susțin accesul deschis, inclusiv este vorba de fonduri internaționale, programe internaționale care vin din partea Uniunii Europene, cum ar fi, de exemplu, Orizont 2020, care susține accesul deschis și publicarea în acces deschis. Și, desigur, că este o posibilitate mult mai mare și diversă de a promova rezultatele cercetărilor științifice, instituția, revista respectivă, colaboratorii instituției și direcțiile de cercetare științifică care le susține instituția și țara respectivă. Vreau de asemenea să menționez încă un lucru, că revistele cu acces deschis pot fi la rândul lor înregistrate într-o altă bază de date. Este o bază de date cu reviste academice cu acces deschis. Deci, încă o posibilitate suplimentară ca revista să figureze într-o bază de date și în această bază de date vedem că din cele 16 figurează doar 13. Poftim? Nu, aici e mai simplu. Este suficient ca revista să fie acceptată de DOAJ și mai departe dumneavoastră depuneți aplicația aici. Sau, apropo, aici, pentru a fi incluse în acest index, chiar puteți să nu fiți acceptat de DOAJ. Este suficient ca pe pagina sau site-ul revistei să fie menționat că este o revistă cu acces deschis și deja dumneavoastră aveți dreptul să depuneți aici. Pentru că sunt, de exemplu, analele științifice ale ASEM-ului, care nu sunt reviste cu acces deschis, dar figurează în această bază de date. Și inclusiv și alte reviste, care îndoa jnos, dar sunt în această bază de date. Și aici eu aș vrea să pun punct, dacă aveți întrebări. Spuneți că de licență, așa și nu înțeleg. Autorii trebuie să aleagă... Nu autorii. Colegiul de redacție trebuie să aleagă tipul de licență și să indice acest lucru pe pagina sau pe site-ul revistei. Ce fel de tip de licență și autorii să cunoască ce fel de tip de licență. Colegiul, păi iată, sunt aceste 6 tipuri de licență. Păi unde sunt ele? În crud computing? Unde sunt ele? Este un document oficial care stipulează. Deci licențele ele sunt cu sursă deschisă. Sunt și ghiduri și pe Wikipedia puteți să deschideți și să găsiți și să citiți. Plus este un site special care este consacrat licențelor Creative Commons și inclusiv informația este și în limba română. Puteți să vedeți care sunt
permisiunile care le oferă și colegiul de redacție decide ce licență el acceptă. El are libertate din cele 6 să aleagă una. Și apropo, nu toate 16 au ales primul tip de licență de atribuții. Este revista de la Universitatea Cooperatist Comercială, care a ales alt tip de licență. Este important.